Prezent în studiourile B1 TV, primarul Constantin Toma a purtat discuții pe tema fluidizării traficului din municipiul Buzău și a implementării sistemului inteligent de management al traficului. Edilul a precizat că sistemul de semaforizare inteligent, criticat de către o parte dintre buzoieni, își va arăta în scurt timp beneficiile. Cele mai multe înjurături acum le primesc la Buzău pentru această idee. Avem cel mai modern sistem de trafic din România, cu semafoare inteligente, cu elemente de inteligență artificială, cu acumulare de informații în fiecare intersecție, dar nu funcționează așa cum trebuie, pentru că mai acumulează încă informație, pentru că avem foarte multe șantiere. Se rezolvă toate, dar oamenii nu le înțeleg la început. Dar pe urmă sunt mulțumiți. A dat seama acum, deci autobuzul discută cu linii separate atenție de autobuz, așa. Am desființat vreo 900 de locuri de parcare, nu-i treabă simplă, vă dați seama câte înjurături. Am un coleg, nu-i mai dau numele că-l iubesc, și că, bă, Tomiță, eu nu pot să fac ca tine, că eu am câștigat mai puține voturi, de-abia am câștigat la ultimele alegeri și nu pot să fac treaba asta, să desființez locurile de parcare, să bag traficul ăsta cu sistemul ăsta de management inteligent al traficului, că mă vor strânge de gât. Eu am avut curaj, am zis, bă, dacă m-au ales buzoienii cu 78% în 2020, cât o să pierd? Scad până noi mai putea, da? Sper să am un vot în plus, astfel încât să duc aceste proiecte mai departe. Edilul a mai arătat că parcul de mașini s-a dublat în ultima perioadă în municipiul Buzău. Eu vreau să vă spun că pe suprafețe mici, așa, acest trafic este aproape în orice locale, în orice oraș din România. Este o nebunie. Numai anul trecut, deci în 2016 aveam vreo 32.000 de mașini, anul trecut am ajuns la aproape 70.000, crescând cu 7.000 numai anul trecut. Câte parcări să faci în condițiile în care orașul are o stradă foarte mare, Bulevardul Unirii, și restul mai micuțe. Și mașinile parcate absolut peste tot. Este înfiorător. Dacă o parte dintre buzoieni au apreciat proiectele derulate de municipalitate în infrastructură, o altă parte l-au criticat, existând chiar și proteste după desființarea parcărilor de pe Bulevardul Unirii.